Bună ziua, mă bucur să vă revăd. Este miercuri, deci este un episod nou cu un medic de data aceasta din domeniul orele, pentru că am primit câteva întrebări referitoare la sinuzită. Am decis să aducem pentru dumneavoastră un super, super specialist, pe domnul dr. Sorin Cadar, medic primar orele, președintele Asociației de Homeopatie, de care homeopatie, domnul doctor? Clinică. Clinică, exact, pentru că nu vreau să se facă confuzii, să-i urăm bun venit domnului doctor. Bun -am venit, văzut de ceva vest. timp. Corect, nu ne-am mai văzut. <laughs> Au făcut oamenii sinuzită între timp, domnul doctor, și trebuie să le răspundem. Sezonă. Ce facem, cu, ce facem cu sinuzita? În primul rând trebuie să se înțeleagă faptul că sinuzita este o inflamație a sinusurilor paranazale, așa se numesc ele, sunt opt la număr, că toată lumea zice mă doare sinuzita. Nu, sinuzita e boala, sinusul este ceea ce Da, e corect. Aceste sinusuri, fiind opt, da, de o parte și de alta a nasului cele maxilare, edmoidale anterioare, edmoidale posterioare, frontale și undeva în mijlocul capului, în spatele nasului, sunt sinusurile sfenoidale. Acum, ideea este că mă doare sinusul. Este impropriu spus deoarece sinusul nu doare, doare mucoasa sinuzală și ea doare atunci când în interiorul acestor găuri din craniu, da, care se numesc sinusuri, apare fie un fenomen de suprapresiune, fie un fenomen de vid, de hipopresiune. Mm -hmm. e, și acum, aceste găuri au rolul lor foarte clar în fonație. Deci ne dau tonul timbul vocii de asemenea ușurează capul că dacă craniu ar fi numai din os dur gâtul n-ar mai putea să mai țină. Atât de greu ar fi și atunci băgăm găurele. Da natura a făcut găurele ca să ușureze puțin dita mai construcția. De asemenea aerisește aerisește cavitatea nazală, încălzește aerul care intră din afară, de exemplu, pe vremea aceasta. Afară sunt 10 grade, minus 10 grade, minus 20 de grade. Respirând pe nas, aerul are o traiectorie inclusiv prin sinusuri, se încălzește, astfel încât în plămân ajunge la plus 30 de grade. Deci vă dați seama ce capacitate formidabilă de încălzire are sinusul. De asemenea, are o capacitate imunitară. Tot aerul pe care noi îl tragem pe nas conține bacterii, microbii, poluanți, normal. E, și atunci toate, toate aceste particule se lipesc de mucoasa sinuzală și nazală, rămân acolo și sistemul imunitar se apucă și își termină treaba, astfel încât aerul în plămân va ajunge cel puțin 90-95% curat. Absolut curat. Nu e filtru HEPA, dar e un filtru. Da. Ok. Acum, uh trebuie să înțelegem faptul că aceste găuri au legătură perfectă cu nasul. Este o ușă permanent deschisă, așa ar trebui să stea. Uneori această ușă se închide. Când se închide? Când se înfundă nasul. Când se înfundă nasul, deci când cornetele inferioare sunt niște cărnuțe pe aici până nas, care au și ele rolul lor, dar nu ăsta e subiectul, din cauza de frig, din cauza de uh, viroze, de agresiuni, poluare, mirosuri neplăcute. Chiar vreau să. Mă așa. În legătură cu aerul condiționat, noi, românii, suntem mai puțin obișnuiți cu aerul condiționat decât alții care așa se nasc. Pe mine, cel puțin, mă afectează de enorm și atunci instant mi se înfundă. Uh, nasul. Da, aerul condiționat. Trecerea, Trecerea ruscă, rapidă. Da. Vedeți? Cărnuțele alea din da. nas care se numesc ele cornete reacționează... ele reacționează la diferență de temperatură și ele au o reacție inversă decât normalul. Vedeți mă, asta? toată lumea la frig acuză că ei se învinețesc mâinile, deci se face o vasoconstricție periferică. Da. E, La nivelul nasului la frig se face o vasodilatație, adică Aha. se umflă cărnuțele alea cu sânge astfel să încât să, să încălzească se... aerul, să-l umidifice iar când afară este groaznic de cald, toată lumea zice că mi s-au umflat mâinile și picioarele. E, atunci are, deci loc o vasodilatație periferică. La nivelul nasului are loc o vasoconstricție, să lasă aerul ca radiator să-l răcească. Da, da, da. Bun, aceste cărnuțe, în momentul în care ele se umflă, închid ușa sinusurilor. În momentul în care ușa sinusurilor s-a închis, înăuntru rămâne o cantitate de aer. Mucoasa care tapetează găurile acestea are nevoie de aer. Ea este o mucoasă respiratorie care funcționează pe bază de oxigen. În consecință, mucoasa, celulele, încep și trag aerul din sinusuri. Păi da, dar acolo e aer limitat. Și atunci, ce okay, se va întâmpla? Gata, am închis. Cer scuze, mii de scuze. Și atunci, celulele trag aerul, trag oxigenul de acolo și produc vid. Aha. Acest vid Doare. În faza a doua, celulele tot trag, tot trag, nu mai pot să tragă, că nu mai au ce, și atunci apare exudația. Deci, sinusul se umflă, se umple de secreții. E, acele secreții, v-am spus ori că în sinusuri să lășuie tot felul de bacterii, de microbi, de chestii, că asta e rolul lor, să, na, să facă triajul. Da, da? Da. Bun. E, acele bacterii, când au de lichidul care iese din țesut, o să zică, wow, iau uite ce hrană, iau ce bine e aici. <gânt> și încep să se dezvolte și așa apare sinuzita supurativă, sinuzita infecțioasă. Acum, ce înseamnă răceală? Ce înseamnă... Exact asta vreau să vă întreb. Așa. Când diferențiem răceala obișnuită de sinuzită? Core. Pentru că deseori chiar așa se de manifestă. Deseori se și confundă da. cauza cauză din care se și fac de multe ori autotratamente, de, alte, de în alte situații tratamente rapide, greșite. Și atunci dăm la câmpuț, nu e bine. Da. Ce înseamnă răceală? Răceală, cum noi în poporul recunoaștem, drept guturai. Uh -huh. da? Înseamnă că îmi curge nasul, strănut, se înfundă nasul, îmi curg ochii, deci tras curentul cum zice tot românul, da, da. Da? guturaiul. Dacă este însoțit și de durere de, de cap, da? de obicei, în frunte sau paranasal sau în vârful capului. Niciodată la ceafă. M-a tras curentul și m-am făcut sinusită și mă doare la ceafă. Nu. Sinusul nu doare la ceafă. Da? El doare numai la față, în vârful capului. Atât. Numai acolo. Foarte rar bitemporal. Acolo e mai mult păstresc aici păneri. în frunte? Aici în frunte, da. Exact. Este de obicei sinusul edmoidal și sinusul frontal care doare. Mm. Ok. Dacă într-un guturai care nu are febră. Atenție! Guturaiul nu are febră. Nu există febră la Guturai. Dacă e un Guturai care face și febră, înseamnă că de fapt e gripă. Mm -hmm. Sau COVID, Doamne ferește. Sau este o sinuzită mai veche, care acum. Deci este -o deja o infecție. Apropo de sinuzitele mai vechi, fac o paranteză. Cum ajungi de fapt sinuzită cronică? Nu o tratezi bine? Corect. corect. Te slăbești? ca Nu o tratăm corect. O sinuzită simplă, da? Netratată corect, se cronicizează. Mm -hmm. Și atunci, sănătate și noroc. Evident, să ținem cont de faptul că mai pot exista niște sinuzite și din nefericire, din ce în ce mai frecvente, dar asta este evoluția deja a rasei umane, nu mai e cu sinuzită. Mm -hmm. Sinuzitele odontogene. Rădăcind dinți, care sunt în sinusuri. Pe vremuri erau mai rare, pentru că oamenii aveau fața puțin mai lată, aveau maxilarele puțin mai. mandibula mai lată, maxilarele puțin mai mari. Din ce cauză? Mâncau mai tare, mestecau gumă de mestecat, deci își făceau maseterii, deci mușchii ăștia erau foarte puternici, trăgeau de mandibulă, trăgeau de maxilar și atunci era fața puțin mai lată. În ultima perioadă, bine, făceau sport, că sportul foarte da, intens da, da. mărește, da? Ok. În ultima perioadă oamenii mănâncă din ce în ce mai moale. Dintr-o nefericită mediatizare, asta este, nu mai amestecă nimeni în gumă de mestecat, nu mai ronță e nimeni alune, nu mai, nu mai folosim maxilarele. Mâncăm chestii moi, bem. No, tot felul de zămuri. Și atunci încep să se micșoreze. Aha. Nu mai trag maxila, maseterii, nu mai trag de oase, nu se mai dezvoltă. Micșorându-se, pe de o parte, o să observați că 95% din copiii din ziua de astăzi au nevoie de aparat dentar, de ortodonție. Uh -huh. Înainte vreme, de exemplu, în anii 60-50, da, că erau 40% care aveau nevoie de ortodonție. Acum au nevoie 90-95%. De ce? Păi nu mai mesteca. au loc dinții, nu mai au loc dinții da, da, da. Păi dacă se mandibula dezvolta. nu se dezvoltă, dinții sunt deja prea mulți Și atunci ăia din spate care ei cresc săraci, că așa scrie în genetică Împing în față, ăștia din față se încalecă și au nevoie de ortodonție De multe ori medicii stomatologi trebuie să scoată 2-3 dinți ca să le facă loc, loc. celorlalți da. Da? În al doilea rând însă se micșorează maxilarul Ăsta da? e maxilarul, asta e mandibula Deci maxilarul se micșorează și atunci dinții, unde să aibă și ei loc? Se bagă în sinusuri. Și atunci apare sinuzita odontogenă. Medicii stomatologi sunt foarte stânjeniți de situația aceasta, că trebuie să facă tot felul de artificii, de adaos, de os, de deci ce au, au și niște probleme serioase. Dar să revenim la sinuzita curentă și să o lăsăm pe odontogenă, da. cu toate că a început să fie destul de frecventă, uh -huh. să știți. Cum recunoaștem o sinuzită odontogenă? Mirosul oribil al secreției. Deci este un miros de, de este un miros putrid. Știți, uh -huh. noi în medicină avem miros fetid, urât și miros putrid, adică ăla care Trefacție, e... Da. Exact, deci mirosul putrid al secreției ne arată că este o sinuzită odontogenă. O uh -huh. ortopantoradiografie, pam-pam, ne jucăm și cu stomatologia, și cu ORL-ul și re -o rezolvăm. Acum, o sinuzită. Cum apare ea cronică? Pentru că este un, un drum. Deci nu avem. Dacă am luat avionul spre Roma, e clar că ajung la Roma. Dar avem primul pas. Trebuie să ajungem la aeroport, la autobuze. al doilea pas trebuie să trec de. Nu? Deci sunt niște da, pași. Da. Da. Și nu sunt alții. Că numai asta e drumul. Și atunci, fac guturai. Guturaiul astupă ușa sinusurilor, sinusurile încep să doară. Atenție, fără febră. Uh -huh. da, Încep să doară. Și omul sau oamenii sau, mă rog, din nefericire cât un cadru medical neinspirat, buf, trântește, antibiotice, trântește, a, sinuzită, infecție, e jale mare. Nu, n-a fost o infecție. Ori un antibiotic administrat în stare de inflamație și nu de infecție nu va face altceva decât să cronicizeze. Asta este cea mai frecventă situație. Cronicizarea unei sinuzite printr-un tratament antibiotic inadecvat. Asta este cea mai frecventă. La radiografie, o sinuzită cronică se vede. E o mucoasă sinuzală mult mai grosuță decât mucoasa normală, care se vede, dar nu foarte. Dar pe tomografie vezi o mucoasă care tapetează sinusul foarte bine reprezentată. E clar că omul are o sinusită cronică. Ce stă la pândă? Și când are condiții, buf. Nu are condiții, stă cu minte, nu supără pe nimeni. Acum, în situația în care s-a închis nasul, s-a înfundat, începe infecția, atunci se umple de puroi. Omul are durerea atroce de cap. Începe febra, începe starea generală alterată, durere de cap cu greață, cu vomă. E, care este uh, soluția? Și în prima fază, și în a doua fază, să dai drumul, să deschizi ușa. Deci, ah. Care e soluția? Să deschizi ușa, da. să aerisească. Da, da, de ce? De... Pentru că va curge natural. Nu trebuie mm -hmm. să i faci tu nimic. Mm -hmm. Metoda aia cu puncțiile sinuzale s-a demonstrat de vreo 30 de ani, care este o metodă barbară. Este o metodă care mai mult rău face decât bine, pentru că, vedeți, introducând acul într-un perete, Și un trocar... Cum, cum aerisești? A, e foarte simplu. Introducem acum, printr-un trocar într-o zonă inferioară. Păi, așchiele alea de os unde se vor duce? În niciun caz afară, ci totdeauna înăuntru. Nu, mă înăuntru. refer cum mai resești fără puncție. Asta vreau să spun. De ce nu puncție? Da. Pentru că așchiele alea de os intră înăuntru. Și ele, la un moment dat, fac și ele probleme. Și atunci da, n-am făcut da, nicio afacere. Da. În plus de asta, sinusul va drena forțat pângaura pe care tu ai dat-o. Pentru că mucoasa, genetic, o colește și împinge tot până ostiumul natural. Deci nu va împinge până urata. și atunci practic se mai fac punții, Dar sunt rezervate situațiilor grave. În situația în care omul are stare generală alterată, febră mare, dureri de cap atroce, dovedește o sinuzită, îi dai repede drumul că explodează cazanul, știți? Dai da, drumul da, la supapă da. repede, n-ai ce să faci. Există ostiumurile naturale. Prin ostium, așa îi zicem noi la ușa aia. Da, <laughs> ostium. Da, da. Da. Deci are ușile naturale. Și atunci sunt niște manevre absolut penibile, simple până la Dumnezeu, să iau niște bețigașe de la, știți, folosește toată lumea în mod greșit, da? Să se scobească până urei, până tot felul de așa. Ei, un bețigaș de la, înmuiat într-o într soluție de asta, să nu numim medicamente, într-o soluție de asta de ischemizare nazală, da? Se pune în nas. Și atunci, șt, pac, se deschide ușa. Ce și atunci represent. omul nu are altceva decât să sufle nasul. Mm -hmm. Și dacă suflă nasul, automat sinusul începe să scoată. Spreurile cu apă de mare sunt utile? Nu, nu. În nu. situațiile de acești... Spreurile cu apă de mare, Pot atenție... Nu, alea mai mult de îngrijire și de curățare, nu sunt curative. Aha. Deci ele n-au ce, ce să facă. n -au pun sare în nas, nu pot să pun prea multă. Și soluțiile astea, ați văzut că sunt hipotone, izotone, hipertone. Noi le folosim, cele hipertone vrem să facem o decongestionare, cele izotone și hipotone vrem să facem doar o curățare, o toaletare a nasului. Atenție, foarte mulți părinți, deci vă rog frumos, este regulă și n-am inventat-o eu. Că nu, că n-aveți impresia că sunt eu foarte deștept, n-am inventat nimic. Eu doar citesc și aplic, atâta tot. Am observat că dacă aplici ceea ce spun unii deștepții, iese bine. Uh -huh. Nu aplici și faci tu inovații, inventezi tu roata și focul, e clar că o să iasă ceva prost. Apropo de originalitatea românilor. Nu este voie, este interzis. A se folosi orice metodă de spray la nivel nazal la copii, până în jurul vârstei de 8-12 ani. Yeah. Este o chestie de o banală, de, de o elementară știință, mai să zicem așa, generală. Deci, spray este fie cu gaz în interior, fie cu atomizor. Deci apăs eu și produc presiune. Da. Orice lichid, pe care îl supui la presiune, se va încălzi. Eliberându-l brusc, că asta face, da. da, se va răci. E principiul dozelor da, de bere, da, Doamne. Da, da. Toți bărbații știu, A, când face fus, da, e da, de bine, s-a da. mai răcit tot zi. Da, da, da. Bun. Și atunci, păi eu bag lichid rece în nas, ce va face nasul când dă de rece? Adinea am spus, să umflă. Deci, eu ce? în loc să deschid ușa, mai rău ferec. Mm -hmm. Copiii sunt cel mai, cel mai frecvent loviți de această modă. Să-i punem spray în nas la copil, să-i curățăm nasul. Foarte rău. Se produc rinoadenoidite hipertrofice, deci se umflă niște structuri în nas și copilul va avea tot timpul muci, va fi tot timpul bolnav și va fi cel care undeva 12, 13, 14 ani va face sinuzită cronică. Pentru că dacă ușile au fost tot timpul închise, mm. se folosesc la copii până la 8-12 ani, se folosesc numai picături. De obicei fioluțe de alea, de da, copii, da. de bebeluși, fioluțe care conțin apă de mare ser fiziologic, da? Încălzite. De ce? Pă aia din Păi nou am spus. când nasul dă de cald, deschide Corect. ușa, când da. nasul dă de rece, închide ușa. Ori eu vreau la copil să-i deschid ușa, nu să-i închid ușa. Uh -huh. Și atunci, iau o fiolă de aia, o încălzesc în jet de apă fierbinte la robinet, o încălzesc la bec, o încălzesc, o încălzesc undeva, ca să fie cât de caldă posibil, să nu frigă să nu frigă, ca lăpticul la bebeluș. Să da, nu frigă, da. dar să fie maxim de caldă. Îi pun cu picătura. Picătura în nas, nu cu spray. -ul. Pentru că chiar dacă am încălzit-o, dacă o bag în spray, ea se va răci. Și atunci îi pun cu picătura. Atenție! Bătrânii aveau o vorbă. Pune-i în mamă în nas și lasă -s să se înmoaie. se pare că noi oamenii moderni am început să cam uităm ce ziceau bătrânii, că multe le ziceau bine, să știți, nu le ziceau chiar rău. N-aveau ei bază științifică, dar știau eu ce spun. Uh, nu se suflă nasul imediat. Știți că sunt o grămadă da, de da. situații în care îi pune picături în nas, Repede, pa, hai să-i tragem. Păi ce să tragi, frate, când încă n-a apucat nasul să reacționeze mm -hmm. săracul, că ăla nu face țuști așa, că știți că bancul ăla nu e melc să facă țuști. No, deci lași copilul 10, 15, 20 de minute în pace, ca să înceapă să deschidă ușa. Și e un aceea, proces. nu se întâmplă. Nu se instantan. întâmplă instantaneu, nu. Da. Și atunci îi pun picăturile în nas, calde, ce vine în gât, că asta da, este ce da. vine pe în față, ștergem, dar nu suflăm nasul, nu aspirăm. Uh -huh. Și după 15-20 de minute, hai Ionela, hai Gigele, hai să suflăm năsucul. Dacă știe să sufle nasul copilul, când o când alta. Nu am două dată, că face o tită copilul. Mie la cabinet îmi vin foarte mulți copii cu vai, se înfundă la nas și imediat are o tită. Doamne, cum îi suflați nasul? Păi așa, Păi, dumneavoastră i-ați făcut o tita. Eu, săracul, n-ar fi făcut-o, da? No. Doi, dacă se aspiră, blocăm. Nu așa, că la copii nu există semn Este numai cartilaginos și dacă am făcut așa, i-am astupat și n-are cealaltă. Deci, practic, nu trag nimic. Da. Astupăm așa și trag. Astupăm așa și trag. În momentul în care se trage, copilul trebuie să Țipe, cânte, vorbească, să facă ceva cu vocea. Da, de da, ce? Da. În caz contrar, face o tită. Și cel mai important lucru. Practic, se împing. Se împing secrețiile în urechi. Da, Despre adică asta vorbim. Eu vreau să le scot și, e de fapt, le împing. Relativ logic. Corect, n-am făcut da. nimic de bun. Am Mai bine lăsam în pace, că curgeau natural până în gravitație, da, știi? Da, da. Așa. Și încă un lucru foarte important, nu vreau să supăr pe nimeni. Dar este interzis să se folosească aspiratorul ăla, de-l băgăm în priză și băgăm butonul și să aspirăm. Este de o agresivitate înfiorătoare la copii. Înfiorătoare. Îi trage copilului și timpanul, îi trage tot. Și atunci, cel mai bine este să se folosească para. Para de aspirație. Aceea de cauciuc. Exact, exact. Sau aspiratorul ăla de gură. Pentru că omul sărac nu poate să tragă atât de bestial încât să-i scoată și vegetațiile din nas. Da, da, da. Și atunci se folosește fie mecanismul de aspiratorul de gură la copii, fie nu ăla de la priză. ăla de la priză este mult prea agresiv. Și dacă copilul are o vegetație, are ceva, ia a spart urechea. N-am făcut nicio afacere. E pericol. Că o să-mi spună cineva, pe păi da, Dumnezeu, se întâmplă unul la o mie. Bun, și de ce s-ar întâmpla unul la o mie dacă se poate să nu se întâmple la nimeni? de ce să se întâmple da. nu? Că după vedeți aia... s-au inventat atea device înainte, dacă ne uităm și nu înainte foarte mult, când eram noi de exemplu copii și nu existau nici măcar acea pară de cauciuc corect, corect. pur și simplu trăgea mama, îi punea batista da, da, și trăgea și era mult mai bine nu, dar vreau să spun că <coughs> prin metode prin fizice. aceste manuale fizice, da, exact, exact, exact. învățate de la bunica și așa, exact. copiii se descurcau. Așa se ajunge la sinuzită cronică. Vreau să vă mai întreb apropo de chestii, ca să vă <coughs> da. paleta asta de, de ce fac părinții, transmințându-și informații pe grupuri de pe Facebook sau mai știu eu cum altfel, Apropo de a pune cald pe frunte, când e vorba de o sinuzită, da, că mai da. sunt prișnițe care se este pun Este un lucru a... bun, căldura dilată și forțează ieșirea. Dar atenție! Pun cald, dar în același timp trebuie să-i pun și picăturile în nas ca să-i deschid ușa. Aha. Că știți cum e? Pun cald aerul din sinusuri. Se dilată, dar de ieșire nu să iasă. Și până la urmă se întâmplă niște belele. De exemplu, între, între, sinusul etmoidal și, fos, și, orbită există un osișor care se numește lamina papiracea. Păi, lamina papiracea de aia îi zice așa, pentru că este îngrozitor de subțire, precum o foaie de hârtie. Oh. Și dacă insiști prea mult, s-ar putea să o și spargi. Și nu mai doare capul, nu mai are sinuzită, dar vezi că este un flouchiu. Și zicea o mamă Și ajung la oftalmolog, și oftalmologul zice, băi ce-ați făcut, frate, care pură îl în, în orbită. Ce-am făcut? A, păi a, din sinus a trecut. Exact. Wow. Și atunci, prima dată, primul lucru pe care îl facem este să eliberăm liberăm nasul. Deci, copilul trebuie, sau adultul, vârznicul, nu contează. Inhalațiile, omul, sunt okay. inhalațiile sunt foarte bune, aerosolii nu sunt grozavi pentru patologia nazală. Adică, a nu se înțelege greșit. Aerosolii sunt minunați într-o criză de laringită acută, de baz bronșic. Sunt minunați, că salvează da, viața da, omului da, normal. Da, da. Dar Noi vorbim despre sinuzite. Nas da. și sinusuri, atât da. nu da. ne duce mai jos, da, nu avem da. treabă. E, dacă eu dau aerosolii pentru nas, Simba. pentru sinusuri, ce fac? Acei aerosolii vor angrena microbii, particulele, nas e o colcăială formidabilă, că ăsta e rolul da, lor. Deci da. asta ăsta este sensul existenței nazale, să prindă toți carcala aceștia, toate bacteriile, toți virusii, să facă imunitate. Asta e treaba lui să facă. Ei, eu iau aerosolul, îl iau din nas și îl bag în arborul respirator. Deci, practic, i-am zis lui virusul, bă, ție bine în nas? Păi, bă, nu. mai jos. hai, hai vină cu mine mai jos, că e cal și bine și nu te deranjează nimeni aha, acolo. Aha. Păi n-am făcut nimic, pentru că nu e voie inhalația e altceva, că inhalația nu are pătrundere așa de mare și atunci e bine. Inhalația e bună, inhalația e bună. Cu inhalant, nu vom mai prostesc cu tot felul de aiureli, inhalant de la picături de la 10 Strie pic. pe inhalant. Pur <laughs> <orice> și simplu <laughs> și să pun ce? Pum. Dar acum e o modă cu uleiurile, toată lumea pune numai nu știu ce ulei de nu știu hmm. care fel de... Deci știți și cum e, e am sau o dungă de... mof și zicem că da. e un produs nou, da, nu da. e chiar așa, e inhalant, e o calip, mentol, chestii da. de-astea simple Și de asemenea, dacă mai țineți minte, nu e reclamă că e generică, dacă mai țineți minte, așa zisele pe vremuri, alifii chinezești erau da, alea, da, alea da, micuțe, da, da. verzii, de toate culorile Roșii, da e, Roșii, verzi, da. de toate felurile erau și și acum, 50 de bani, 75 de bani, nu da, știu da. cât costă e, Ei puțin așa pe deget și se dă aici 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 și aici pentru că exact sinusurile deschid, afectate. Deschid porțile <fie> un pic. Știți no. cum le deschid? Trăsnitor le deschid. No. Și în momentul în care deschide și începe să curgă ce are de curs, nu mai doare capul, totul merge bine. Și vom avea grijă să nu ne apucăm să dăm neapărat antibiotice. Decât în situațiile bine documentate Domne, are infecție, exudan, azofaringian, chestii, radiografie Adică să știm și medic, noi despre ce un vorbim medic. Un, medic un medic și un medic care să se preocupe da, da. Apropo că am adus vorba de copii Și să știți că ei sunt cei mai nenorociți Adică adulții, hai că adultul are nasul mare, sinusurile mari Hai că mai ratează, mai scapă, nu e o problemă Copiii sunt cel mai frecvent loviți de, de moda asta ciudată De a face rău în loc de bine Există un studiu internațional făcut de suedezi, nemții, finlandezi, dar moro, un grup mare care a spus așa 80% din bolile copiilor sunt determinate de inițiativele părinților și de greșelile medicilor. 60% din bolile tinerilor sunt urmarea unor greșeli făcute în copilărie. 30% din bolile adulților sunt de fapt niște greșeli făcute în copilărie și până la 60% din bolile vârstnicilor sunt de fapt niște greșeli făcute în copilărie. Deci, iată cum o greșeală la pe care o faci, unde duce? Până la 80 da. de ani. Și stai și te întrebi, pentru că la mine la cabinet da. și vorba aia acum, nu, mai de laudă, mai dă jenă, nu contează, am vreo 40 de ani de medicină și enorm de mulți pacienți vin. Dar de unde -i? Și de multe ori trebuie să le spui, domne, din copilărie, că știți? Foarte mulți copii, că am văzut pe tabla dumneavoastră aici, a vitamina D. Foarte mulți copii nu primesc suficientă vitamina D. Apar rahitismele. Rahitismul duce la scăderea capacității imunitare, scăderea capacității de dezvoltare neuropsihomotorie, scăderea capacității deci endocrine. Vedeți copilați, slăbuți, prăpădeți, nu știu ce. Și dacă le faci vitamina D, vezi că e prăbușită. Sunt da, semne de rahitism. Da, da. Nu se mai învață rahitism, nu mai ține nimeni în cont de rahitism. 1. 2, dragi oameni, s-au schimbat vremurile. Deci chiar nu înțelegem că vremurile s-au schimbat. Încă mai dăm, de exemplu, unuia ca mine. Încă îi mai dai o mie de miligrame de vitamina D ca cu 50 de ani când eu stăteam majoritar afară, mergeam pe jos, da, că nu aveam toate da, da, avioanele, da. trenurile, tramvaiele și vorba aia, mai mergeai și pe jos, că te bătea soarele, mâncai altceva, nu mai mâncai toate trăsnăile că asta este. S-au schimbat vremurile, s-au schimbat metabolismele, s-a schimbat organismul uman, s-a schimbat clima, s-a schimbat organismul. Ne schimbăm noi ca oameni, rasa umană începe să aibă fața din ce în ce mai ascuțită, încep să se nască copii fără măselele de minte, au început deja, s-au născut copii fără coccis. Deci deja rasa umană se modifică. Deci și noi, oamenii, medici, trebuie să ne modificăm și noi comportamentul. Vitamina D, păi dar nu se mai dă 1000-2000 la adulți. Păi la adulți îi dai 4000 lejer. La copilul, 8-16 ani, nu-i mai dai 500 ca pe vremuri? Eu vreau să vă spun că am aflat și eu acum, având fata la studii în Olanda, că acolo, datorită vremii, medicul de familie le dă o dată pe săptămână o bulină care conține 10.000 de unități. Corect! corect, corect. Deci ăsta este Ob obligatoriu. obligatoriu. Exact! Deci nu exact. e nu te întreabă, ți le dă corect. pentru că... Oricum ei sunt depresivi din cauza vremii și așa, iar vitaminoterapia este în prevenție, adică este naturală, adică se da. întâmplă pur Sfri și simplu. în carte, da. hipovitaminoza D predispune la sindrome anxios depresive. Da. Mie la cabinet mi-au venit foarte multe paciente depresive, tratate cu tot felul de neuroleptice și antidepresive și, și care nu, D, nu reacționau. Da. Sau și magneziu. am zis, hai mă să facem și noi vitamina da. D. Și era undeva pe la 7-8, când minimum e 30 și optimul e 60. Da. Și vă dați seama ce medic bun sunt. Le-am tratat de depresie, din vitamina D. <laughs> Medicamentul minunat. Le-am Le dat și un magneziu, le-am scos. Deci, niște chestii atât de banale, da, atât da, de simple. Da, da, da. Dar vedeți, ne-am învățat acum să... Pă, nebunie, nu mai știm de ce făcea bătrânul. Îmi dau telefon, copilul meu tușește, la 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 la, dă niște ceai de soc, dă niște ceai bronșitic, dă-i niște ceai de tei. Nu, acum avem tot felul de medicamente de să, să dormim, da? E o nebunie ce se întâmplă, eu nu sunt de acord cu chestia asta. Atenție, a nu a nu că sunt împotriva acestor medicamente. Doamne ferește, antibioticele, corticosteroizia, cum salvează vieții, formidabile. Da, da, dar nu le dai din prima fază. Dar le folosim abuziv. abuziv. Le da. folosim abuziv. Eu totdeauna explic pacienților la cabinet, zic, domne, ca să mă duc de aici la piață, nu trebuie să mă duc cu elicopterul, bă, chiar dacă am elicopter. Uh -huh. Pus mă și pe jos, că sunt 100 de metri. Deci Poți să mă duci și cu elicopterul. Dar îți dai seama câte daune și câte cheltuieli voi face inutil? Da. De ce trebuie să dau eu? Acum, mă rog, e un medicament, dar sunt anumite medicamente care, pe vremuri, acum 10-15 ani se foloseau în anestezie, terapie intensivă. Iar acum se găsesc în farmacii ca să te ajute să faci nani, să dormi. Dom'le, deja trăim cu Kafka, adică da, da, da. e ceva neregulă. Da. Mai la bază, mai la bază, nu înseamnă să ignorăm, înseamnă să comunicăm cu medicul, să ne sfătuim. Da, nu băgăm ferrari ca să mă duc de aici până la, să traversez da, intersecția. Da. N-are rost, Ferrari-ul e foarte bun, dar nu ca să mă duc eu la pâine. Da, corect. Acum spre încheiere aș vrea să faceți și recomandări din domeniul terapiei homeopate, pentru că da. fi culmea, e culmea să nu vă ascultăm părerea Vedeți legătură cu tratarea... Chiar prin homeopatie pe, pe sinusită, a da, sinuzită, strict pe rinul da. Deci punctul 1 a se înțelege că totdeauna trebuie să avem grijă de nas. Dacă avem grijă de nas, sinusurile nu suferă. Punctul numărul 2. Homeopatia este o variantă extrem de bună. Evident, eu sunt și medic homeopat, dar nu sunt, cum îi zice, fanatic. Da? Fanatismul dăunează în toate domeniile și se vede Combinați ce, ce vremuri, o pacient, combinație da în ajutorul și în beneficiu pacientului. Nu în ajutorul și în beneficiu meu, că eu nu am ce să câștig, adică iertați-mă. Financiar câștig mai bine dacă vând antibiotice decât buburuzelele de șapte lei. Hai să fiți da. fim serioși. Da. Deci, pacientul trebuie să câștige. Pacientul trebuie să beneficieze. Și atunci, de ce să-i dau o paracetamol? Da, de ce să-i dau o paracetamol sau ibuprofen sau acid acetil salicilic? Pentru că alea au condrolitic, hepatotoxic, strică stomacul, strică mucoasele. Când pot să-i dau ca antiinflamator, se înfundă nasul punct. Nu curge mucul, nu se întâmplă nimic, nu mă doare capul, doar am nasul înfundat. Avem medicamentul Apis. Apis CH15 care se dă de 4-5 ori pe zi, 4-5 zile și desfundă nasul. Se înfundă nasul numai noaptea. Ziua e bine mersi, ziua mă trezesc, strănut, eu, curge cu... nasul, Vomica. Nu vomica, Nux Nux vomica, vomica CH. Uh -huh. 15 zilnic seara la culcare. Uh -huh. Undeva la 14 zile. În 2-3 zile deja nasul se desfundă. Uh -huh. Dacă avem nasul liber, sinusurile nu suferă. Bun. Hai să zicem că avem o sinuzită cronică. Avem alte medicamente, mult mai serioase. Avem calimiodatum pentru cei care au secreții. Gălbui, care irită, știți copiii aceia da, da, care da. au uh, uh, nasul care roșu, așa, lintură. așa, da, așa, da. cum se zice în popor, lumânărele, știi, copilul da, da. cu lumânărele. Ei, calium iodatum, un CH15 de 4 ori pe zi rezolvă pe copil în 5 zile, n-are de ales. Mai sunt cei care au sinuzită frontală și au o durere aici așa în frunte da, da. și n-au nasul înfundat, dar nici nu e grozav liber și zice, doi, parcă am nasul înfundat undeva în sus așa și mă doare în frunte avem medicamentul Sticta Pulmonaria CH15, tot așa, de 4 ori pe zi, 5 zile, imediat la drumul. Și cireașa de pe tort, da? avem medicamentul la Chesis. Ei, acest medicament la Chesis, cel puțin pe pacienții mei, a ajutat enorm de mult în situația în care, domnul doctor, mă doare capul de nebunez, domne nasul, nu e infundat dar nu curge, dar mă doare capul de mor. Deci e clar că acolo sinusurile ar vrea să dreneze, dar ușa închisă la chestii îți deschide ușa. Și îi dai CH15 de patru ori pe zi, după prima a doua doză, deja și pacientul îmi dă telefon. Dom'le, curge nasul, gro, urât și e ceva. Te mai doare capul? Nu. E, asta e. asta Continuă. Da. Deci, țineți ușa deschisă. Ai cum zice da. o bătrânii, ai da. mamă și tu camera. E, da. Eu vă spun, ai și dumneavoastră sinusurile. Nasul liber, duceți copiii la mare. Și o chestie foarte importantă. Ce Călește copilul Ok, că dietă, că vitamina Că bun, ok Cel mai bine și mai bine Colectivitatea Înghețata și aerul liber Și fuga Ca vremuri Deci, din, mă rog, mie îmi plac foarte mult cății Am o grămadă de cății și îi iubesc Copilul se crește precum cățelul mm -hmm. Mâncare Joacă, somn Exact, Atât aer liber da. Că e frig că ninge, că e ploaie, spus, nu contează. Păi altfel cum să învețe copilul? Deci din punct de vedere homeopatic avem o gamă imensă, imensă. Nasul uscat noaptea cu senzație că mă arde arsenicum album. Durerea aici, sticta pulmonaria, calium iodatum, vi le-am spus. La vi l-am spus. Ce mai avem? Mai avem mercurius solubilis. Este nasul înfundat care are niște secreții verzui corozive. Știți că sunt unii oameni care spun, domnește am, am niște râmp în nas. E, ăla e Mercurius. Uh -huh. Un medic homeopat stând de vorbă cu pacientul, că asta e din nefericire, noi medici am cam uitat să stăm de vorbă cu pacientul, l-am cam trecut la categoria raft, așa știți, ca la da, hipermarketuri, da, da. e raftul. Na. Stând de vorbă cu pacientul, își poate da seama care e medicamentul. Acum, așa ca o glumă, că tot veni vorba de fapt, nu e o glumă din nefericire, e o cruntă realitate. Uh, un studiu internațional a stabilit cam cât stă, pe plan mondial, noi nu numai la noi, că să nu ne demonizăm, că nu suntem noi ultimii din lume, pe plan mondial, cât alocă un medic discuției cu un pacient până când, în cap, să-i meargă rețeta, să se apuce să o scrie, să-l dea afară pe om. Mm. Cam cât credeți așa? Spuneți o cifră că nu e. 20 de minute? O. Uh. V-ați dori, dori? Așa ar trebui să fie da, da. 17 secunde, doamnă 17 secunde, deci Bună ziua, domn doctor, bună ziua Spuneți, păi mă doare și pe mine și la 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 Ei, După 17 secunde, deja medicul zice Aha, bun, gata, știu ce rețetă Și începe să scrie rețeta După 17 secunde În general, hai să-mi să spune și mie Cine stă mai mult de 5 minute? Da, probabil că statisticile. Statistica au făcut e mondială. Și așa 17 este, da, secunde. Da. Și au fost și oameni serioși care au stat de vorbă cu exact pacientul fost 50 mai de secunde. Vremurile s-au schimbat. Important este că astăzi toți cei care ne-au urmărit au aflat esența Doamne esențelor în ceea ce privește sinuzite. am ajutat și pe cei mici și pe cei mari. Deci, țineți nasul liber și nu, nu veți avea sinuzite. Vă mulțumesc din suflet cu drag. pentru că ați. Uh, sunt emisiunile care mă odihnesc cel mai mult. Când veniți dumneavoastră, practic nici n-am ce să întreb. Vă mulțumesc din suflet pentru toate sfaturile și sinteza de sfaturi pe care le-ați dat acestui subiect și bineînțeles că vă aștept data viitoare cu o nouă provocare. Cu drag, oricând. Dragilor, puneți la episoade de colecție acest dialog cu domnul dr. Sorin Cadar, Pe pagina lui de Facebook găsiți absolut toate adresele unde îl puteți contacta. Fiți pe fază și rămâneți și în celelalte zile pe Hello Sănătate TV pentru sfaturi noi. O zi minunată să aveți!